În perioada 1-4 februarie, viitorii absolvenți de gimnaziu, dar și liceenii din clasele a 12-a și a 13-a din județul Hunedoara vor susține o simulare a examenelor de sfârșit de an școlar. Cei din clasa 8-a vor susține simularea examenului de evaluare națională, iar cei din anii terminali de liceu, pe cel de bacalaureat, calendarul probelor fiind stabilit de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara. La nivelul județului Hunedoara am stabilit o procedură pentru a susține simularea examenelor naționale atât pentru elevii claselor a 8-a, cât și pentru elevii claselor terminale de liceu. Perioada stabilită este 1-4 februarie și se vor susține probele scrise ale examenului de evaluare națională pentru elevii de clasa 8-a și probele de la examenul național de bacalaureat pentru elevii de clasa a 12-a sau a 13-a. Calendarul la nivel județean pentru simulările județene, marți, 1 februarie, proba de limbă și literatura română pentru ambele examene, miercuri, 2 februarie, proba de limbă maternă, joi, 3 februarie, proba de matematică, respectiv matematică și istorie pentru bacalaureat și vineri, doar pentru elevii de liceu, va fi proba ET din cadrul examenului național de bacalaureat. Modelele de subiecte sunt publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, iar conducerea instituției consideră importante aceste simulări care oferă posibilitatea nu doar a verificării cunoștințelor și a obișnuirii cu atmosfera de examen, ci și pe cea de a remedia unele lacune. Pentru a pregăti aceste examene temeinic, începând din această săptămână, pe pagina Inspectoratului Școlar, pe pagina de web, am postat teste antrenament la toate disciplinele de examen, astfel încât atât colegii noștri, cadrele didactice, dar și elevii și părinții pot să acceseze aceste tipuri de subiecte care sunt realizate pe modelul celor care vor fi date în timpul examenelor. Simularea la nivel de țară, atât a examenelor de evaluare națională pentru elevii de clasa 8-a, cât și a celor de bacalaureat pentru absolvenții de liceu, se va desfășura la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie.